Consiliul Județean Brașov pregătește licitația pentru transportul județean. Vicepreședintele Șerban a anunțat că vor fi scoase la licitație patru grupe de trasee care acoperă întregul județ. Cea mai amplă grupă de trasee are ca punct de plecare orașul Victoria, trece prin localitățile de la poalele munților, urmează drumul național 73A, tranzitează orașul Zărnești, de unde colectează călători inclusiv din satele Brănene și ajunge la Brașov. Cea de-a doua grupă de trasee pleacă din municipiul Făgăraș adună călători din localitățile situate pe ambele maluri ale Oltului și străbate drumul Național 1 până la Brașov. Cea de-a treia grupă de trasee pornește din orașul Rupea, colectează călători din zona de nord a județului și urmează drumul Național 13, având ca punct terminus Brașovul. Cea de-a patra grupă include trasee din zona localităților Augustin, Ormeniș, Apața, Măieruș și străbate DN13 până la Brașov. Noi operatori de trasee transport vor trebui să aibă 61 de autobuze pe traseu și 12 de rezervă, iar capătul de linie județean va fi la autogara de la fostul stadion municipal. Punctul final al tuturor celor patru grupe de trasee este municipiul Brașov, mai precis terminalul RAT-BV de la Bartolomeu. În consecință urmează semnarea unui protocol între Consiliul Județean Brașov, RAT Brașov și Primăria Municipiului Brașov, în baza căruia terminalul din Bartolomeu să poate fi utilizat ca autogară, decât trei autobuzele care asigură transportul județean. Protocoale distincte vor fi încheiate între Consiliul Județean și municipiul Făgăraș, respectiv orașul Rupia și orașul Victoria pentru utilizarea autogărilor din cele trei localități.